ultima a fost bine cu mediul ce care în cadrul Ministerului de Finanțe, pentru că am fost doar la Curtea de Arii și pe tema de 412, pentru că este o chestie nouă, un lucru care este benefic pentru mine ca instituție și pentru contribuabil. În același timp, n-aș vrea și ne suportăm eu stat la ghișee, n-aș dori ca contribuabil care sunt colaboratorii și partenerii mei în orice discuție să stea și la coadă de vedere de punerea acestor declarații. Chiar s-a tot părerea ca o parte de să convințăm și la Casa de Sănătate, la șomaj și la Casa de Pensii, un ghișeu două, ca să poată să fie din declarație și acolo. În același timp am comunicat de presă astăzi în care declarații de impozitul venitul global se poate fi depuse și pe CD. Acestea până acum erau puse cât pe dischetă, tocmai pentru a ajuta agentul de economie, vom explica să le pun pe orice la un ghișeu, poate să pun toate declarațiile care sunt scadente în termenul respectiv. Legat de reașezarea Ministerului de Finanțe, toată lumea este curioasă ce s-a întâmplat. Am văzut de la început de când am venit că oamenii care nu sunt deschiși în vederea unei formări unei echipe și care nu vor cupla la schimbarea frecvenței instituției, i-am lăsat să pronunțe singur. Așa că am reușit să numesc la Curtea de Arii și director pe Preda Gabriel, un tânăr la vreo 32 de ani, care a lucrat la Anunțația la Costești, Mioveni, ultima dată a fost în cadrul Serviciului de Evidență și Urmărie de la Pitești. Astăzi am numit șef la colectare la Curtea de Arii și pe Eugen Toade, inspector de control. Oameni care la vârsta lor au o șansă, cum am avut-o și eu, pe care au avut-o foarte puțin, de a putea să afirme. Pot spune că cât de cum face un bilanț și o analiză comparativă a rezultatelor pe care au avut ceilalți directori de administrație și rezultate care au cei puși acuși și o să observați că rezultatele sunt extraordinar de bune. Și îți vine că la Mioveni am pus lui seara, a fost numit Poptea în inspector de la Direcția de Control, un pic foarte tânăr. Acum sunt în discuții de a schimba conducerea și la Câmpul Lung, pentru că mi se pare anormal ca un om s-a învățat cu un anumit post sau cu un anumit loc să rămână tot timpul acolo. Poți să rămâi acolo în condiție în care evoluția ta ca șerurile fiscale este în creștere. În condiție în care evoluția ta ca șerurile fiscale stagnează sau se simte descreștere, părerea mea este că acel șef a tot ce a putut și nu mai are la ora actuală aderență.